Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică, în colaborare cu Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea, alături de Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj, au organizat o acțiune pe raza comunei Baia de Fier, prin care se verifică legalitatea modului de depozitare și expediere a materialului lemnos. La un agent economic din comună s-a constatat faptul că stocul scriptic nu corespunde cu cel faptic. Peste 8 metri cub de lemne s-au dovedit că au fost expediați fără documente legale, iar avizele de expediere au fost completate necorespunzător. Polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei, conform legii 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, și au confiscat valoric întreaga cantitate de material lemnos de esență fag, a transmis Miruna Preșbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. Mai multe societăți comerciale au fost amendate în ultima perioadă, iar activitățile privind sancționarea ilegalităților silvice vor fi continuate de către autorități.